Ministrul familiei, Natalia Intotero, îndeamnă copiii să sune la numărul 119 ori de câte ori se simt în pericol sau au nevoie de ajutor din partea instituțiilor statului. Pentru că în ultimii ani a crescut numărul cazurilor de violență fizică și emoțională în rândul elevilor, ministrul recomandă celor care au nevoie de sprijin să apeleze la autoritățile abilitate și să nu se lase intimidați. Din păcate, atitudinile de violență, de bullying, în ultima perioadă sunt cumva în creștere. Este de datoria noastră a statului de a face mai mult. E foarte important ca tinerii, ca toți cei care sunt minori în țară, să cunoască numărul 119 și ori de câte ori se află într-o situație de vulnerabilitate să nu aștepte să sune la 119, pentru că de îndată autoritățile statului intervin. Din 2022 și până în urmă cu o lună, acest număr a fost accesat de peste 200.000 de ori. Nu toate cazurile s-au confirmat, dar am avut peste 4.000 de cazuri confirmate, inclusiv cu forme de abuz, violență din partea părinților, din păcate, și încercăm să mergem foarte mult pe partea de prevenție. Totodată, ministrul amintește numărul de urgență 0800 500 333, care poate fi apelat de victimele violenței domestice. De asemenea, numărul 0800 500 333 este numărul de urgență pentru tot ceea ce înseamnă violență domestică și toate persoanele care trec prin aceste situații delicate și care poate pentru un moment nu mai au posibilitatea să se întoarcă acasă, autoritățile statului se îngrijesc de viața, de sănătatea acestora, inclusiv prin consiliere psihologică, și oferă adăposturi în zone sigure, securizate, zone care nu se prea cunoaște adresa acestora din motive de securitate personală, dar acolo vin îngrijite și mamele minore. Autoritățile încurajează minorii sau pe cei care trec printr-o traumă să sune la 119 de la prima formă de abuz, care poate să fie jignire sau violență.